Hei, salutare, prietenii noștri din Xbreaker, bine v-am regăsit la un nou episod. Am văzut că v-a plăcut aplicația asta, Dogefoot 19, link-ul aveți în descriere dacă vreți să descărcați. Dar acum vreau să vă arăt ceva senzațional. Am propriul meu card. Propriul meu card în Dogefoot 19. Puteți să-l obțineți și voi. Nu-i foarte ușor de obținut, dar aveți posibilitatea asta. Dați la Others, dați la Misiuni. Și priviți-vă aici, 97, portar, ce trebuie să faci? Să deschizi 300 de pachete sau să rezuiești cardurile alea, să ajungi la 2048 în minigame, e foarte tare, și să câștigi 7 drafturi. Asta trebuie să faci. Noi dacă dăm așa, activează misiunea, putem să încercăm chiar minigame-ul, dar o să-l încercăm puțin mai târziu, pentru că vreau să vă arăt câte ceva. Până atunci, haideți să punem, să vedeți statusurile cardului meu. Statusurile nu sunt rele, nu sunt deloc rele. Eu l-am pus aici, cred că trebuie să-l implementez. Da, trebuie să-l implementez aici, imediat îl punem. Iată și statusurile cardului: 95, 99, 95, 95, 94 și 99, 2.400.000 de coinsuri. Dacă vreți, dacă îl aveți și vreți să-l vindeți, noi până atunci haideți să trecem la niște pachete și la niște minigame-uri. Trebuie să mă răzbun pe cele de Champions League. Ăsta e cardul meu, haideți să vedem cine îl obține și dacă îl obțineți, chiar sunt curios să vedem câți dintre voi reușiți să obțineți cardul ăsta. Am dat un mesaj pe Facebook ceva cu imaginea asta, că ați obținut cardul. Mergem să deschidem niște pachetele. Ce avem pe aici? Hai să mă gândesc, e o reducere, 32.083 plus. Hai să vedem ce prindem aici. E cu bord. Portughez? Oh, nu spune! Ai, am crezut că e Ronaldo. A, nu este, este Pepe 85. O să 11, mamă, doar 11.000. Dau, le vând pe toate. Le vând pe toate, astea sunt cardurile mele. Mergem în spate, mai deschidem. Să vedem ce mai avem pe aici, de 13.000, 3.000. No, tot astea stari. Tot astea star sau mai avem așa. Player pick. Cred că astea sunt cele mai bune, da. Da, sunt 27.000 acum, nu mai sunt. Pentru că e o reducere. Neamț, să vedem ce este Neamț. Este Ozil, oare? Da, e de la Arsenal, e Mesut Ozil, bun. Bun Ozil, bun tat. Așa îmi place. Să vedem cât scoatem pe cardul ăsta. 29.400. Aș vrea ca pe ăsta. Nu vreau să-l vând pe Ozil. Chiar nu vreau să-l vând. Sell. Hai că-i, pe ăștia-i păstrez pe toți, că oricum nu mă aleg cu mare parte. Doar doar Ozil ce-i foarte tare. Da. Este Benatia, oare? Nu, nu-i Benatia, dar e un jucător de Champions League de la Ajax. 83, Ziyech. Bun. 7.300 doar. Ai, de ce am vândut? Trebuia să păstrez pentru a avea pachete. Mergem, mai deschidem încă un nou jucător de 83 plus, brazilian, Marcelo. Te rog. De ce nu poți să fii și tu Marcelo? Te rog. Asta este 6.800. Mai deschid unul. Hai să mai deschidem unul, să vedem ce ne dă. Din nou de Champions League, îmi place așa. Îmi place așa. CDM de la Liverpool. Fabinho. Ăsta o să coste destul de bine. 38.000. Bun. Save. Îmi place Fabinho. Ah, ce aș vrea să-l am și eu în echipa mea de Ultimate Team. Aș vrea să-l am. Mai departe, din nou de Champions League. Sunt croiți pe Champions League, băiți, ăștia e portughez. Dă-mi-l pe Cristi, nu. No. Nu, no, nu mi-l pe Cristi. Tot de la Porto. Pereira. Sell. Și mai deschidem unul pentru că mai avem de un pachet. Haide să vedem cine este și mergem la minigame-urile noastre care îmi plac mie atât de mult. De la Bayern München, Robben. Arjen Robben.
Save. Mergem la minigame-uri. Ca să, să obțineți cardul meu trebuie să jucați și 2048-ul, care-i destul de interesant. Haideți să vedem. 2048 e în varianta beta 2.2. Vedeți aici, da? Bun. 4. 4. Bun. Nu mai știu exact cum se juca jocul ăsta, dar ușor ne dăm drumul la el. Bun. 4, 4, 8, 2, 2, 4, 4, 8. Iată, facem 16, 16, 32. Nu e ușor, dar nu e nici foarte, foarte greu. Să vedem ce ne mai pică aici. Mutăm. Ai, ai, ai. Madre mia. 8, 8, 16. 2, 2, 4, 2, 2, 4, 4 cu 4, 8, 16. Dacă dau așa, fac 32, 32, 64, 16. Parcă era mai ușor de jucat pe telefon, nu știu, parcă mă mișcam eu mai bine pe telefon. Dar nici așa nu-i foarte, foarte greu. Iată că merge treaba destul de bine. 2, 2, 4, 2, 2, 4, 2, 4, 8... Ce bine îmi pica ăla acolo. 2, 16, 32. Am 32, 32, 64. Cam asta trebuie să facem minigame-ul ăsta pentru... Da, cred că toți a jucat jocul ăsta. No, eu așa cred. Eu cred că toți a jucat joculețul ăsta. Mie mi se pare destul de atractiv. 8, 8, haide mă. De ce nu-mi dă acolo? 4, 2, 4, 16... O, bun, am mai făcut un 32, 64, 64, 128. Din nou, iată cum merge treaba, merge destul de repede. Nu cred că vă va fi greu să faceți 2048, pentru că știu că puteți să faceți asta. Eu mai dau așa puțin pe aici. Bun. Cam asta trebuie să facem noi... 16, ar trebui să aduc un, așa vroiam să, ai, de ce am făcut așa, nu trebuia să fac așa, dar în fine, asta este, greșeala se plătește, oare? Nu, nu se plătește, vom vedea, 32, 32, 64, 64 cu 64. Oh, ce bine merge. Și am făcut 256. Vedeți, asta trebuie să faceți voi. Eu până atunci cam asta e de făcut la minigame-ul ăsta. Cred că mă joc așa până mâine, că vorba bine, că o să mor la un moment dat. Bun, ați înțeles ce trebuie să faceți la minigame-ul ăsta. Am vrut să arăt pentru cei care nu au jucat. Eu vreau să mă răzbun. Eu vreau să mă răzbun pe Champions League-ul ăsta, pentru că l-am jucat foarte, foarte, foarte slab. Mai iau din nou Valencia. Play. Așteptăm adversarul. Dacă mi se mai întâmplă ca data trecută, nebunesc. Nebunesc. Data trecută am ratat foarte mult. Și, na, s-a mai întâmplat. Au, iată, nu a găsit adversarul. Să vedem cu cine vom juca. Voi dacă vă doriți aplicația, cum spuneam, aveți linkul în descriere și nu uitați să apăsați un like dacă credeți că merită jocul ăsta și dacă vă place cardul meu. Gereșito învinge. Ia să vedem, mă duc jos aici. De sus sau jos? De sus sau jos, Cuadrado? Cuadrado ratează. No, ne ține în suspans. Asta nu-i bine pentru noi. Tati, Arcan trebuie să tragi. Sau Arcan trebuie să rateze pentru că așa ar fi normal. A așteptat mult prea mult. De ce nu faci nimic? Unde se va duce oare această minge? Asta e o... Hai să spunem așa... Cred că ar fi o mică problemă întâlnită până acum aplicații. Nu știu dacă v-ați mai întâlnit. Eu unul aș fi făcut în așa fel încât ca după ce ar fi trecut timpul ăla, dacă nu șutai, mingea să se ducă pe lângă poartă, nu să rămână pe loc până va da adversarul, pentru că poate mă forțează pe mine să ies și eu nu vreau să ies din joc, eu vreau să merg mai departe, așa că așteptăm să vedem ce se întâmplă. Până la urmă,
Am ieșit pentru că nu puteam aștepta, am așteptat destul de mult și nu reușeam. Hai să vedem ce facem. Ah, Maghi mi-a dat în colț opus. Am ieșit pentru că nu aveam ce să fac. Am ratat. Am dat și eu pe centru odată și ratez. Acum joacă, mamă, ce bine. Ce bine a jucat adversarul, bun. Și mă arunc tot aici. Haide, băi, haide, băi. Nu, 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 nu. Am și ratat. Am și ratat. Of. Mergem mai departe. Curate, eu sunt nebun la jocul ăsta. Nu reușesc să fac absolut nimic. Mă enervez foarte, foarte tare. Dar tu să-i gol data trecută din... Dar tu să-i gol și iată ce s-a întâmplat. Nu am reușit. Haide, tati. Bacioi versus De Gea. Bacioi șutează. Da. Nu pierdem. Nu pierdem. Nu pierdem. Bine, Neto. Bine, tatăl meu, Neto. Ia să vedem unde se aruncă. Da. Perfect, perfect. Herrera. Din nou. Aoleu, Subara a dat-o. Nu trebuie să ratez. Orice ar fi, nu trebuie să ratăm. Orice ar fi, nu trebuie să ratăm. Da. 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 Câștigăm cu 3-2. Ceea ce e bine. Ia să vedem. Trecem pe locul 3. Trei puncte. Dacă câștigăm partida asta, avem șanse mari de măcar locul 2. Dacă nu câștig meciul ăsta, va fi foarte, foarte nașpa. Hai să văd. Eu voi șuta sau el? Oricum, trebuie să facem ceva și să câștigăm. Cum? Trebuie să ne concentrăm pe această partidă. Așteptăm adversarul în continuare. E bine că am dat să ieși și am intrat și văd că n-am pierdut meciul dacă nu se conectează. Bacioai! Bacioai! Bacioai, ratezi! Ah, joacă pe jos băiatul ăsta. Joacă pe jos, dar Kondogbia nu-l iartă. De ce, Dumnezeule? Bine, trebuie să apăr. Dar nu apăr și șansele noastre se diminuează total. Am nevoie de victorie acum neapărat, care ar trebui să câștig toate meciurile astea. Eu sunt nebun pe Champions League-ul ăsta, nu reușesc niciodată la penalti, nu înțeleg nici. Da, asta este. Nu mai zic nimic. Hai să vedem. Așteptăm, punctăm, da. Ho-ho, apără, 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 Tătărușanu. Hai să vedem. Nu spune că se duce în bară balonul ăsta. A, l-am ratat eu, nu e problemă. Nu e problemă că ratez eu. Nu e problemă că ratez eu, asta este. Cum ar fi acum să apărăm? A zis să mă arunc și m-am aruncat sus, nu cred, nu cred. Băi, 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 băiatule, că zi-a, uite, eram la un punct acolo. Joc cu Juve. Am meci cu Juve, spune-mi te rog că o să câștig, spune-mi te rog că o să câștig. Hai, Roxy, să vedem Roxy ce face. Neto. Am luat gol din prima. Ai, mă, cum să ratezi, ești nebun? Bine, apărăm. E incredibil. Am luat bătaie. Am luat bătaie. Știe joaca băiatul ăsta, vedeți, dacă se aruncă așa puțin, indiferent dacă dai zona asta, ratezi. Nu mai am nicio șansă, mai joc cu Manchester doar așa. Eu nu pot să trec de la penalturile astea, eu sunt nebun la penalturile astea, nu pot să trec. Hai, mai să vedem. Ratează. Să vedem, punctăm sau nu. Oh, ce noroc. El s-a aruncat cumva ceva gen așa. Dar nu știu cum naiba dătea. Dau aici sub bară. Bun, ce noroc am. Așa dătea el, ceva în genul. Punctează, trebuie să dau gol neapărat. Și-am ratat. Asta este, n-aveam oricum șanse. N-aveam ce să fac, pentru că
N-aveam cum să mă mai calific. Vreau doar 250 de puncte. Da, prieteni, aici se va termina episodul. Sper că data viitoare să fac și eu ceva în Champions League-ul ăsta. Eu am fost X-Breaker. Dacă vreți aplicația, cum spuneam în descriere, aveți și linkul de Instagram unde puteți să-mi dați un follow. Până data viitoare, toate cele bune. Pa, pa!